Completați propozițiile următoare cu unul dintre cuvintele. Le fermier, la terre, le blé, la récolte, l'animal, l'étable, la grange, la vache, le cheval, le porc, la machine agricole, la volaille. Pentru ca recolta să fie bună, trebuie să fie vreme frumoasă. Pour que la récolte soit bonne, il faut qu'il fasse beau. Marie a spus că nu va mai mânca porc. Marie a dit qu'elle ne mangerait plus de porc. Ne pare rău că nu ai cumpărat câteva mașini agricole anul trecut. Nous regrettons que tu n'aies pas acheté l'année dernière quelques machines agricoles. Mă îndoiesc că el a cumpărat un cal. Je doute qu'il ait acheté un cheval. Cât valorează griul pe care îl ai în hambar? Quelle est la valeur du blé que tu as dans ta grange? Trebuie ca fermierii din această regiune să-și cultive mai bine pământul și să crească mai multe vaci. Il faut que les fermiers de cette région cultivent mieux la terre et élèvent plus de vaches. I-am cerut să ne explice cum a construit grajdul. Nous lui avons demandé de nous expliquer comment il a construit l'étable. Copii, vă rog să desenați un animal pe care ați vrea să-l aveți acasă. Les enfants, dessinez s'il vous plaît un animal que vous voudriez avoir à la maison. Prefer carnea de pui oricărui alt fel de carne. Je préfère la volaille à une autre viande. În exercițiul următor veți recapitula formele de futur simple ale verbelor regulate. Transformați propozițiile care urmează folosind acest timp. Quand fêtons-nous l'armistice? Quand fêterons-nous l'armistice? Où l'action se déroule-t-elle? Où l'action se déroulera-t-elle? Comme étudiant, vous logez dans la cité universitaire. Comme étudiant, vous logerez dans la cité universitaire. Est-ce que tu parles italien? Est-ce que tu parleras italien? Nous finissons vite notre travail. Nous finirons vite notre travail. Ces garçons tirent les feux d'artifice. Ces garçons tireront les feux d'artifice. Recapitulați conjugarea verbului. Voir. Rezolvând exercițiul care urmează. Completați propozițiile în limba franceză cu o formă a verbului. Voir. La timpul și modul corespunzător. Sunt bucuros să te văd. Je suis content de te voir. Înțeleg că nu ești destul de prudent. Je vois que tu n'es pas assez prudent. Ce ați văzut la Paris? Qu'est-ce que vous avez vu à Paris? Ne vom vedea săptămâna viitoare. Nous nous verrons la semaine prochaine. Studenții noștri ar vedea cu plăcere această expoziție. Nos étudiants verraient avec plaisir cette exposition. Vreau să-mi vedeți noul apartament. Je veux que vous voyiez mon nouvel appartement. Am văzut tot ce era de văzut. Nous avons vu tout ce qui était à voir. Când o vei vedea pe soția mea, vei înțelege de ce sunt atât de nefericit. Quand tu auras vu ma femme, tu comprendras pourquoi je suis si malheureux. În fiecare dimineață asistam la aceleași scene între ei. Tous les matins, je voyais les mêmes scènes entre eux. Îmi pare rău că ai văzut filmul singură. Je regrette que tu aies vu le film toute seule. Dacă îl vezi pe François, salută-l din partea mea. Si tu vois François, dis-lui bonjour de ma part. Dacă l-aș vedea, i-aș spune adevărul. Si je le voyais, je lui dirais la vérité. Trecem acum la cuvintele noi. Ascultați următoarele substantive și rețineți traducerea lor în limba română. La patrie. Patria, ținutul de baștină. La tradition. Tradiția, datina, obiceiul. La coutume. Datina, obiceiul. Datina, cutuma. Le folklore. Folclorul. Le groupe. Grupul, grupa, ceata. L'endroit. Locul, localitatea. Fața, la stofe și țesături. Le costume. Costumul de haine, bărbătesc. Compleul, la femei. Portul. La prairie. Pășunea, pajiștea. L'herbe. Iarba. La poule. Găina, miza, la jocul de cărți. Le coq. Cocoșul, masculul. Le grain. Grăuntele, sâmburele. Bobul, boaba. La plural. Cereale, grâne. La souris. Șoarecele. Mouse-ul unui computer. Ascultați cu atenție propozițiile următoare în care am introdus vocabularul nou și rețineți traducerea lor în limba română. Chacun doit aimer sa patrie. Fiecare trebuie să-și iubească patria. Beaucoup de traditions populaires se sont conservées dans ce village. Multe tradiții populare s-au păstrat în acest sat. Je m'intéresse à cette région et à son très riche folklore. Mă interesează această regiune și folclorul ei foarte bogat.
tout le monde admire les groupes folkloriques roumains et surtout leurs costumes multicolores. Toată lumea admire grupurile folklorice românești și costumele lor în multe culori. Allons dans un endroit où nous pourrions écouter de la musique populaire. Să mergem într-un loc unde am putea asculta muzică populară. À la campagne, derrière notre maison, il y avait une grande prairie où les vaches pâturaient. La țară, în spatele casei noastre, era o pășune pe care pășteau vacile. Les enfants, fatigués après une longue promenade, se sont couchés dans l'herbe. Copiii, obosiți după o plimbare lungă, s-au întins pe iarbă. Il est grand temps d'arracher les mauvaises herbes dans notre jardin. E timpul să smulgem buruienile din grădină. Il faut que tu donnes du grain à manger aux poules. Trebuie să le dai grăunțe găinilor. Un des emblèmes de la France est le coq gaulois. Una dintre emblemele Franței este cocoșul galic. Ce gros chat est trop paresseux pour chasser les souris. Această pisică grasă este prea leneșă ca să vâneze șoareci. Rețineți verbele noi care au fost folosite în exemplele anterioare. Exprimer. A exprima. A manifesta. Idei, sentimente. A stoarce, zeamă, sucul. Se conserver. A se păstra. A păstra. A se conserva. A conserva. A păzi un secret. Pâture. A paște. A duce vitele la pășunat. Arracher. A smulge. A scoate. A trage afară. A dezrădăcina. Chasse. A vâna. A urmări. A fugări. A goni. A pune pe fugă. Toate aceste verbe sunt verbe regulate din prima grupă de verbe. Împreună cu substantivele noi, am folosit și câteva adjective pe care nu le-ați întâlnit încă în acest curs. Ascultați-le cu atenție și rețineți echivalentele românești. Populaire. Popular, populară. Folcloric. Folcloric, folclorică. Multicolor. Multicolor, multicoloră. Gaulois. Galic, din Galia. Gauloise. Galică, din Galia. Paresseux. Leneș, trândav. Paresseuse. Leneșă, trândavă. Rețineți de asemenea și expresiile l'amour de la patrie. Iubirea de țară. Les mauvaises herbes. Buruienile. Il est grand temps de, il est grand temps que. Este timpul, vremea să, este timpul, vremea ca să. Pentru a reține mai ușor noile cuvinte, traduceți în limba română următoarele propoziții. Quand on visite un pays étranger, il faut respecter ses coutumes. Când vizităm o țară străină, trebuie să-i respectăm obiceiurile. Ceux qui aiment leur patrie aiment aussi son folklore. Cei care își iubesc țara, iubesc și folclorul ei. Il ne sait pas exprimer ses sentiments. Nu știe să-și exprime sentimentele. Pardon, je me suis mal exprimé. Pardon, m-am exprimat prost. On a chassé mon chat de son endroit préféré. Pisica mea a fost alungată din locul ei preferat. Il faut que les traditions soient bien conservées pour qu'on puisse les transmettre aux jeunes. Trebuie ca tradițiile să fie păstrate cu grijă pentru a putea fi transmise celor tineri. Je ne fume que des gauloises, les plus populaires des cigarettes françaises. Nu fumez decât gauloises, cele mai cunoscute țigări franțuzești. Nous aimons toutes ces vieilles chansons populaires. Aceste vechi cântece populare ne plac tuturor. Ce grup folkloric a des costumes multicolores splendides. Acest grup folkloric are niște costume multicolore splendide. Ne soyez pas paresseux, donnez au moins à manger aux poules. Nu fiți leneși, dați măcar de mâncare la găini. Il est grand temps de changer ton costume, tu le portes depuis si longtemps. Este timpul să-ți mai schimbi costumul, îl porți de atâta vreme. Les vaches pâturent dans la prairie. Vacile pasc pe pășune. Tous les matins, j'entends un coq chanter dans la ferme voisine. În fiecare dimineață aud un cocoș cântând la ferma vecină. Si tu ne fais pas attention, les souris mangeront tout ton grain dans la grange. Dacă nu vei fi atent, șoarecii îți vor mânca toate grânele din hambar. Il n'y a plus de mauvaises herbes dans notre jardin. În grădina noastră nu mai există buruieni. Ils sont jolis ces brins d'herbe parmi les fleurs des champs, tu ne trouves pas? Aceste fire de iarbă printre florile de câmp sunt frumoase, nu crezi? Parce que cette dent te fait mal, il faudra l'arracher le plus vite possible. Pentru că te doare acest dinte, va trebui să-l scoți cât mai repede. Completați propozițiile următoare cu cuvintele corespunzătoare. Cum își exprimă poetul dragostea de țară? Comment le poète exprime-t-il son amour de la patrie? Suntem mândri că portul nostru este atât de frumos și multicolor.
Nous sommes fiers que nos costumes folkloriques soient si beaux et multicolores. Aceste produse alimentare nu se păstrează decât la congelator. Ces produits alimentaires ne se conservent qu'au réfrigérateur. Prin tradiția populară se transmit numeroase datini străvechi. Il y a beaucoup d'anciennes coutumes qui sont transmises dans la tradition populaire. În cartea de franceză se află un desen cu cocoșul galic, emblema Franței. Dans le livre de français se trouve un dessin du coq gaulois, l'emblème de la France. Unde vrei să-ți petreci vacanța? Dans quel endroit veux-tu passer tes vacances? Lui Pierre nu-i place să se joace cu alții, preferă să stea singur. Pierre n'aime pas jouer en groupe, il préfère être seul. Câinele e acolo, pe pășunea pe care pasc vacile noastre. Le chien est là, dans la prairie où pâturent nos vaches. Ce le dai găinilor să mănânce? Doar grăunțe. Qu'est-ce que tu donnes à manger aux poules? Rien que du grain. În ce regiune a României s-au păstrat cel mai bine folclorul și arta populară? Dans quelle région de la Roumanie le folklore et l'art populaire se sont le mieux conservés? Această fermieră este foarte leneșă. Grădina ei este plină de buruieni. Cette fermière est très paresseuse. Son jardin est plein de mauvaises herbes. La noi acasă nu sunt șoareci pentru că i-a vânat pisica. Chez nous, il n'y a pas de souris, parce que notre chat les a chassés. Este timpul să-ți schimbi obiceiurile. Il est grand temps que tu changes tes coutumes. Cu greu îi smulgi o vorbă. On lui arrache avec peine une parole. Să revenim la problemele gramaticale. În această ultimă lecție a cursului nostru, pentru nivel intermediar, vă propunem să recapitulăm propozițiile condiționale, ipotetice. Vă vom prezenta câteva exemple care vă vor reaminti cum se construiesc propozițiile condiționale și semnificația acestora. Ascultați fiecare frază și analizați modul în care a fost construită, timpurile și modurile care au fost folosite. Rețineți de asemenea traducerile în limba română. Si tu acceptes, il refuse. Dacă tu accepti, el refuză. Si tu acceptes, il refusera. Dacă vei accepta, el va refuza. Si tu acceptais, il refuserait. Dacă tu ai fi de acord, el ar refuza. Si tu avais accepté, il aurait refusé. Dacă ai fi fost de acord, el ar fi refuzat. Principala problemă în ceea ce privește folosirea propozițiilor condiționale este de a ști ce vrem să exprimăm în subordonata condițională, propoziția care începe cu si. Posibilitatea realizării acțiunii exprimate de verbul principalei, imposibilitatea realizării acestei acțiuni sau situația propriu-zisă, în care se va îndeplini acțiunea exprimată de verbul principalei. În acest ultim caz este vorba despre un fapt evident, nu ipotetic. În exemplele 1 și 2 nu se pune problema realizării condiției. Aceste două exemple exprimă o evidență. Si tu apprends, tu réussis à l'examen. Dacă înveți, iei examenul. Si tu apprends, tu réussiras à l'examen. Dacă vei învăța, vei lua examenul. Al treilea exemplu exprimă condiția care se poate realiza. Si tu apprenais, tu réussirais à l'examen. Dacă ai învăța, ai reuși la examen. În cel de-al patrulea exemplu, am folosit o formă verbală care indică neîndeplinirea condiției. Fraza se raportează în ansamblul ei la trecut. Si tu avais appris, tu aurais réussi à l'examen. Dacă ai fi învățat, ai fi luat examenul. În această propoziție, condiția nu a fost realizată și, de aceea, nici acțiunea exprimată de verbul principalei nu se poate realiza. Să folosim regulile pe care tocmai ni le-am amintit. Completați propozițiile care urmează cu formele corespunzătoare ale verbelor din paranteze. Dacă ai fi smuls toate buruienile, grădina ar fi fost mai frumoasă. Si tu avais arraché toutes les mauvaises herbes, le jardin aurait été plus beau. Dacă vei avea o pisică, șoarecii vor dispărea. Si tu as un chat, les souris disparaîtront. Dacă am veni la anul în același loc, ne-am vedea. Si nous venions l'année prochaine dans le même endroit, nous nous verrions. Dacă te-ai fi întors mai devreme ieri, ai fi putut vorbi cu băiatul tău. Si tu étais revenu plus tôt hier, tu aurais pu parler avec ton fils. Dacă mă iubești, îmi vei spune secretul. Si tu m'aimes, tu me diras le secret. Dacă o vei vedea, o vei admira. Si tu la vois, tu l'admireras. Traduceți în limba franceză următoarele propoziții folosind întregul material lexical și gramatical învățat până acum. Dacă mi se face foame, fumez o goloază. Si j'ai faim, je fume une gauloise. Ajută-l să se exprime, să-și găsească cuvintele. Aide-le à s'exprimer.
Cum se numește această zonă folclorică? Cum s-appelle cette zone folklorique? Dă grăunțe la găini. Donne du grain aux poules. Dacă acești cocoși nu ar fi cântat atât de tare, nu m-aș fi trezit așa de devreme. Si ces coqs n'avaient pas chanté si fort, je ne me serais pas réveillé si tôt. În familia noastră sunt respectate toate tradițiile vechi. Dans notre famille, toutes les anciennes traditions sont respectées. Dacă l-ai luat din mediul său, nu s-ar simți bine. Si tu l'arrachais de son milieu, il se sentirait mal à l'aise. Folclorul este păstrat în această regiune a Franței. Le folklore est conservé dans cette région de France. Dacă pisica voastră nu ar fi așa de leneșă, nu ar mai fi aici niciun șoarece. Si votre chat n'était pas si paresseux, il n'y aurait pas ici une seule souris. I-a făcut să plece pe cei mai buni prieteni ai mei. Tu as chassé mes meilleurs amis. El a cumpărat un buchet drăguț de flori multicolore. Il a acheté un joli bouquet de fleurs multicolores. Spune-ne, care este portul din țara ta? Dis-nous, quels sont les costumes dans ta patrie? Dacă acest loc este periculos, să nu ne ducem. Si cet endroit est dangereux, n'y allons pas. Aceste animale nu mănâncă decât iarbă proaspătă. Ces animaux ne mangent que de l'herbe fraîche. Ne-am plimbat pe pășune unde am văzut vacile păscând. Nous nous sommes promenés dans la prairie où nous avons vu les vaches pâturer. E timpul să terminăm. Il est grand temps d'en finir. Nu înțeleg de ce sunt întotdeauna alte buruieni de smuls. Je ne comprends pas pourquoi il y a toujours de nouvelles herbes à arracher. Iubirea de țară a acestui mare artist poate fi un exemplu pentru tinerii din zilele noastre. L'amour de la patrie de ce grand artiste peut être un exemple pour les jeunes de notre époque. În această ultimă parte a lecției noastre și a cursului pentru nivel intermediar, vom recapitula noțiunile de gramatică și vocabular introduse în acest caiet de curs. Ascultați cu atenție textele care urmează și traduceți-le în limba română. Parlons un peu des fêtes qu'on célèbre en France. D'accord, qu'est-ce que tu veux en savoir? Commençons par les fêtes religieuses. Quelles en sont les plus grandes? La plus grande fête catholique, c'est Pâques. Elle commémore l'anniversaire de la résurrection de Jésus-Christ. Le dimanche de Pâques, les cloches de toutes les églises sonnent et les adultes offrent aux enfants des œufs en sucre ou en chocolat. Cette fête dure 2 jours, dimanche et lundi. Je crois que l'autre fête qu'on aime beaucoup dans tous les pays, c'est Noël, n'est-ce pas? Oui, c'est avant tout une fête de famille, pleine de charme et riche en traditions. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, c'est la messe de minuit, souvent suivie du réveillon. Les enfants mettent devant la cheminée les chaussures, dans lesquelles le Père Noël mettra les cadeaux pendant la nuit. Noël marque le début des fêtes de fin d'année. Y a-t-il aussi des fêtes de la Vierge Marie? Oui, le 15 août, c'est l'Assomption. Ce jour-là, toutes les Maries ont aussi leur fête. Et le 1er novembre, c'est la Toussaint. Tu as raison, c'est la fête de tous les saints. Et le lendemain, c'est le jour des morts. On va au cimetière, on porte des fleurs, surtout des chrysanthèmes, sur la tombe des parents et des amis disparus. De toutes les fêtes civiles, c'est le 14 juillet qui est la plus importante. C'est votre fête nationale. Elle marque l'anniversaire du 14 juillet 1789. Ce jour-là, le peuple de Paris a pris la Bastille. C'était le début de la Révolution. Et comment les Français la fêtent-ils ? Dans toutes les villes et les villages, on met aux fenêtres les drapeaux tricolores. On danse le soir dans les rues, on tire des feux d'artifice. À Paris, on voit passer un grand défilé militaire sur les Champs-Élysées. Il y a encore des fêtes civiles? Oui, il y a encore le 11 novembre, l'anniversaire de l'armistice de 1918. On commémore la fin de la Première Guerre mondiale. Dis-moi, est-ce que vous fêtez le 1er mai? Oui, c'est la fête du travail, mais aussi la fête du muguet. Les syndicats organisent des défilés, tout le monde se promène, des brins de muguet à la main. On en offre, on en achète pour soi et pour les autres. C'est une fête du printemps, alors on est content, gai et joyeux. Et pour finir d'en parler, ma dernière question, y a-t-il en France une fête des amoureux? Bien sûr que oui, c'est le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Mais là, ce jour-là, on travaille et il faut aller à l'école. Traduceți în limba franceză următoarele propoziții. În Transilvania, folclorul, adică dansurile, costumele și cântecele, au fost foarte bine păstrate. En Transylvanie, le folklore, c'est-à-dire les danses, les costumes et les chansons, ont été bien conservés. Când s-a sfârșit cel de-al doilea război mondial? Quelle est la date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Sună cineva la ușă, nu auziți? Quelqu'un sonne à la porte, vous n'entendez pas?
Iubirea de țară este lucrul cel mai important pentru tinerii din zilele noastre. L'amour de la patrie avait la valeur suprême pour les jeunes de notre époque. Nu uita celebra deviza Franței: libertate, egalitate, fraternitate. N'oublie pas la célèbre devise française: liberté, égalité, fraternité. Făceai parte din acest grup folcloric? Tu appartenais à ce groupe folklorique? Un pachet de goloase, vă rog. Un paquet de goloase, s'il vous plaît. Fratele meu a fost una dintre victimele acestei revoluții sângeroase. Mon frère a été une des victimes de cette cruelle révolution. Cu ocazia acestei sărbători naționale s-au aprins focuri de artificii multicolore. C'est à l'occasion de cette fête nationale que l'on a tiré des feux d'artifice multicolores. Detest aceste buruieni, trebuie să le smulgi tot timpul. Je déteste ces mauvaises herbes, il faut les arracher tout le temps. Unde sunt vacile? Pasc pe pășune. Où sont les vaches? Elles pâturent dans la prairie. Anul acesta iarba este frumoasă, animalele vor avea de mâncare. Cette année l'herbe est belle, les animaux en auront à manger. Găinile noastre nu ar mânca decât grăunțe. Nos poules ne mangeraient que du grain. Cunoști celebra fabulă cu șoarecele și pisica? Connais-tu la fameuse fable du chat et des souris? Goniți acest cocoș din curtea noastră. Chassez ce coq de notre cour. Admirăm folclorul din această regiune pitorească și mai ales cântecele populare. Nous admirons le folklore de cette région pittoresque et surtout ses chants populaires. E timpul să punem punct acestei bătălii. Il est grand temps de finir cette bataille. Drapelul Franței este tricolor: albastru, alb, roșu. Le drapeau français est tricolore: bleu, blanc, rouge. Cât timp durează stagiul militar în Franța? Combien de temps le service militaire dure-t-il en France? E adevărat, suntem foarte leneșe. C'est vrai, nous sommes très paresseuses. L-am căutat peste tot, dar a dispărut. Je le cherchais partout, mais il a disparu. De Paști se sărbătorește învierea lui Iisus Hristos, pe care creștinii îl numesc Salvatorul Lumii. Pâques fête la résurrection de Jésus-Christ, que les chrétiens appellent le sauveur du monde. Cea mai mare sărbătoare catolică a Fecioarei Maria este pe 15 august, ziua adormirii Maicii Domnului. La plus grande fête catholique de la Vierge Marie, c'est le 15 août, le jour de l'Assomption. În fiecare an de sărbătoarea tuturor sfinților, duc crizanteme la mormintele rudelor mele. Chaque année à la Toussaint, j'apporte des chrysanthèmes sur la tombe de mes parents. Dacă nu ai fi fost cu noi, toate aceste evenimente fericite nu s-ar fi petrecut. Si tu n'avais pas été avec nous, tous ces événements joyeux ne se seraient pas déroulés. Dacă ți-ai fi notat data și locul unde a avut loc această defilare, nu ai fi uitat. Si tu avais marqué la date et l'endroit de ce défilé, tu ne l'aurais pas oublié. Trebuie să respectăm imnurile și stemele țărilor străine. Il faut respecter les hymnes et les emblèmes des pays étrangers. Voi păstra pentru totdeauna această lăcrămioară ca amintire a fericitei zile pe care am sărbătorit-o împreună. Je garderai pour toujours ce brin de muguet comme souvenir de la joyeuse journée que nous avons fêté tous les deux. Dacă sună telefonul, nu răspunde. Si le téléphone sonne, ne décroche pas. Dacă acum ai vorbi calm, te-am înțelege cu toții. Si maintenant tu t'exprimais calmement, nous te comprendrions tous. Ziua Sfântului Valentin este sărbătoarea tuturor îndrăgostiților. Le jour de la Saint-Valentin, c'est la fête de tous les amoureux. Ce rol a jucat închisoarea Bastilia în istoria Franței? Quel rôle la prison de la Bastille a-t-elle joué dans l'histoire de la France? În încheiere, un exercițiu de pronunție. Ascultați cu atenție următoarele serii de cuvinte în care se repetă aceleași sunete. En, l'endroit, il est grand temps. On, la tradition, conserver. Un, le grain, bien, Verdun. Ou, la coutume, le groupe, la poule, la souris. U, la coutume, le costume, pâturé, populaire, multicolore. Oua, l'endroit, gaulois, gauloise. E, la prairie, l'herbe, populaire, paresseux. Che, arraché, chassé. Que, la coutume, le folklore, le costume, le coq, multicolore, folklorique. The, les mauvaises herbes, gauloises. Aici se încheie cursul de limba franceză pentru nivel intermediar. La revedere și mult succes! Au revoir et bonne chance!